De la începutul acestei săptămâni, primarul municipiului Ploiești, Adrian Dobre, a rămas să se descurce singur cu treburile din primărie. Asta pentru că cei doi viceprimari, Cristian Ganea și George Pană, au intrat în concediu medical în același timp. Primarul Ploieștiului a preluat toate atribuțiile delegate viceprimarilor, prin două dispoziții semnate luni pe 2 decembrie. Viceprimarii au rămas fără atribuții pe o perioadă determinată. Cât timp sunt în concediu medical? Deși îndeplinește acum și sarcinile celor doi, Adrian Dobre nu pare copleșit de volumul de muncă. Toate atribuțiile pe care un primar le are și le deleagă către viceprimari, așa cum prevede legislația aferentă autorității publice locale sau, mă rog, codul administrativ cum avem în momentul de față, sunt preluate de mine. Asta înseamnă că muncesc teoretic de 3 ori mai mult. Practic constat că nu muncesc chiar de 3 ori mai mult și constat că atribuțiile pe care le au nu sunt chiar atât de multe pe cât ar trebui să le ai. Constat că aș putea să preiau toate atribuțiile, să merg așa mai departe și în felul acesta pot să spun că sunt și mai bine informat, pot lua deciziile mult mai repede și probabil că și mult mai bune. Primarul mai spune că nu a discutat cu viceprimarii înainte ca aceștia să își ia concediu. Ați vorbit cu cei doi viceprimari înainte de a intra în concediu medical? Nu, sper să aibă o convalescență cât mai rapidă, de aceea am lăsat în pace ca să revină cât mai repede la serviciu. Dobre ne-a mai declarat că nu cunoaște care sunt problemele medicale ale celor doi viceprimari, care se pare că s-au îmbolnăvit în același timp.